Temeiul prevederii articolului 85, aliniatul 2, ale articolului 100, aliniatul 1 din Constituția României Republicată, precum și al articolului 10 din legea numărul 90 din 2001, privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere propunerea primului ministru, președintele României decretează. Se numește în funcție de membru al Guvernului doamna Seville Chaide, ministru al dezvoltării regionale și administrației publice. Semnează președintele României Klaus Werner Iohannis. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu.